Și pe ecran veți avea un grafic care vă arată un lucru absolut incredibil. Pentru prima oară în ultimii 10 ani, luna aprilie 2020 este luna în care prețurile au crescut mai mult decât salariile. Ceea ce vedeți acolo cu roșu, întotdeauna în creștere erau salariile care creșteau oricum cu ceva mai multe procente decât creșteau prețurile. Lucrul ăsta a început să ia invers începând cu noiembrie 2019, dar chiar și așa, și în noiembrie, și în decembrie, și în ianuarie, și în februarie, și în martie, chiar dacă era un trend descrescător, totuși creșterea salariilor era peste procentul cu care cresc prețurile. E, lucrul ăsta s-a inversat, minus 0,5% în momentul ăsta, în aprilie 2020. Are cineva în momentul ăsta, conștientizează cineva ce înseamnă să mai ții mult timp închisă economia? Asta este întrebarea domnule Tinel, în momentul de față. Conștientizează cineva ce înseamnă acest lucru? Domnul Dumitrescu, luna aprilie a fost o lună excepțională. A fost lună de stare de urgență în care s-au plătit pentru 1.800.000 de oameni șomaj tehnic, adică 75% din salariu. Nu vă supărați, mă interesează altceva, nu ăsta e subiectul. A fost o lună cu sărbătorile pascale, în care... Domnul Tinel, în fiecare an din cei 10 luna aprilie are sărbători și are și 1 aprilie, care e ziua păcălelilor. Are, domnul, dar n-am avut o lună plină în care să avem plătit șomaj tehnic la 1.800.000 de oameni. N-am avut așa ceva, dați-mi o lună ultimii... Păi bun, și dacă mai continuăm așa, unde ajungem? E clar că a scăzut nivelul. Domnule Tinel, graficul mai arată ceva, opriți-vă puțin și uitați-vă cu atenție. Încă din noiembrie, de când ați venit la putere, începe scăderea raportului ăstuia în favoarea prețurilor. Aprilie este vârful. Dar încă de când ați venit la putere din noiembrie, trendul ăsta, pentru numele lui Dumnezeu. Chiar nu vede nimeni cifrele astea? Rata inflației, să știți că n-a depășit și n-a atins. Domnule, vă uitați pe grafic, lăsați rata inflației. Deci pentru prima oară prețurile cresc mai abrupt decât salariile. Trendul începe în noiembrie, iar aprilie se inversează. În aprilie se inversează. Dacă pentru aprilie aveți o explicație, pentru martie, pentru februarie și pentru ianuarie, care Dumnezeului mai e explicația? Da, în ianuarie, februarie și martie n-am avut o creștere a prețurilor peste nivelul salariului. Păi nu n-ați avut, dar erați deja descrescător, era topoganul, se vede pe grafic, domnul Tinel. Graficul e clar, topoganul plecase Sania. Plecase Sania pe topogan, deja. E limpede. Doar cine nu vrea să vadă, nu vede. Nu încerca să spuneți... Pe ce să încerc să spun? Sunt date oficiale, INS. Lăsați, domnule, inflația. Că nu doar inflația contribuie la această chestiune. Uitați-vă pe grafic pentru numele Dumnezeu, că discutați cu un jurnalist care are 30 de ani de experiență. Puțin îmi pasă de alegerile care vin, de ce faceți în alegeri, de cine candidează și de cine iese. Îmi pasă că măcar o dată să recunoașteți niște cifre care vin de la comisia pe care o conduceți. Asta națională. Pentru numele Dumnezeu. Nu suntem copii de grădiniță aici. Dacă dați voie, vă rog. Vă rog, domnule Tanțoș Barna. Într-adevăr, era previzibilă această situație. Este o situație extrem de dificilă atât pentru țară, cât și pentru guvern. Nu vreau să iau apărare în niciun caz PNL-ului sau guvernului. Lucrurile erau pe tobogan și era clar că o să ne confruntăm cu o criză adevărată, o criză poate nemai văzută. Dar, exact ce spunea și domnul ministru Bodoc, în momentul de față, obligația guvernului este de a face această analiză de risc, de a analiza amploarea situației de urgență, intensitatea situației. Exact asta spune și legea, că ei când vin cu această hotărâre de guvern de prelungire a stării de alertă, ei trebuie să vină cu o analiză la nivel teritorial inclusiv, să spună dacă este diferență între Caraca și Sâncreeni, dacă e diferență între Timișoara și Iași. Pentru că nu poți să spui că prelungești starea de alertă, indiferent de situație, în toate unitățile administrative teritoriale, în toate județele, în toate orașele, chiar dacă în acele orașe situația
complet diferit față de, știu eu, București sau de Iași sau de Bihor. Ok, bun. Acea Dar nu trebuia să aibă în timp real situația asta? Că doar deși lucrează cu date. Nu poate nimeni estima și anticipa astăzi că mâine în mijlocul Târgu Mureșului sau Covaznei nu apare un caz care să ducă la o evoluție scăpată de sub control. Și știți de ce? Lucrul ăsta. Eu la mine în Ialovița mi-au apărut peste noapte 23 de cazuri al fan curier. Alte 80 de persoane au intrat în izolare și sunt testate. Cine putea să-i okay. Bun. O singură remarcă, stimate domnule, o singură remarcă. Legea prevede că această stare de alertă poate fi instituită la nivel de localitate, la nivel de regiune, la nivel de județ. Deci nu trebuie să veniți acum, pe 15 iunie, să instituiți stare de alertă pentru toată țara. Și marți seara, și miercuri dimineața, și joi. Dacă impune situația, puteți să instituiți stare de alertă în 10 localități. Bun, ne întoarcem la graficul acela, pentru că eu vreau să vă întreb, indiferent ce instituiți și ce dezinstituiți, dom'le, unde ajunge România dacă o mai ține mult așa? Adică unde ajunge că la un moment dat s-ar putea să tragem clapă la cavou? Cam asta e ideea. Domnule Bodog. Dacă ne vom uita retrospectiv... Există astfel de grafice cu privire la evoluția economică a României și vom observa că de fiecare dată când dreapta, liberalii, PD-ul au fost la guvernare, întotdeauna am avut scădere economică. Există aceste grafice, nu sunt inventate de mine, nu, și dacă știam, puteam să le pregătesc și să vi le pun la dispoziție. Ceea ce se întâmplă acum este grav, este periculos și nu este de bun augur pentru români. Eu cred că dacă liberalii și-au asumat această guvernare, trebuia să-și ia toate măsurile. Și, păi nu, dumneavoastră v-ați asumat-o că i-ați votat în Parlament. Cel mai flagrant lucru, o secundă doar, cel mai flagrant lucru pe care l-au făcut, au promis că pe data de 1 iunie vor veni cu un plan de măsuri, a promis ministrul finanțelor acest lucru și a venit cu un plan de măsuri zero. Asta este problema. Domnule Ionașcu. Guvernarea 2005. Ne oprim, domnul Tinel. Domnule Ionașcu. Cu o creștere economică pe care noastră n-ați atins-o niciodată, guvernarea socialistă. Și ne-ați lăsat de fiecare dată... Perfect. Dar de fiecare dată... Chiar vă invit să trăim în 2005. Vă invit să dăm timpul înapoi. Vă rog, domnule Tinel. Exact, acesta este momentul pentru care... Domnule Tinel, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tinel. Exact, acesta este faptul pentru care eu personal am spus că în țara aceasta să nu te implici nu se mai poate.